Bună seara tuturor! Suntem la 2 ore distanță de închiderea oficială a secțiilor de votare, iar procesul electoral continuă să se desfășoare în mare parte în bune condiții. Totuși, au fost semnalate și incidente care au periclitat activitatea unor secții de votare. Ne referim la alertele cu bombă, anunțate în 6 secții de votare de peste hotare, Brașov și București, România, Frankfurt, Germania, Kaiserslautern, Germania, Northampton și Liverpool, Marea Britanie, dar și în 2 secții de votare din localitatea Varnița, acolo unde votează cetățenii cu domiciliul din stânga Nistrului. Până la această oră, doar secțiile de votare din orașele Kaiserslautern, Brașov și București și-au reluat activitatea după ce au fost efectuate verificările de rigoare și s-a demonstrat că procesul este sigur pentru alegători și pentru funcționarii electorali. Iar pentru secțiile de votare din Liverpool, autoritățile locale au anunțat despre imposibilitatea prelungirii votării în locația respectivă. Și îl rog pe domnul Martin, președintele Consiliului Electoral de Circumscripție numărul 38 pentru secțiile de votare de peste hotare, să ne dea mai multe detalii vis-a-vis de aceste incidente. Bună seara, stimați colegi! O să încep cu o notă mai pozitivă intervenția mea, și anume să menționez faptul că la turul 2 al alegerilor prezidențiale se atestă o prezență activă a conaționalilor noștri, deci o prezență sporită în comparație cu primul tur de scrutin. La acest moment avem peste 280.000 de conaționali peste cotare, deci în străinătate, care și-au exercitat dreptul la vot. Exact în aceste momente își încheie activitatea secțiile de votare din Baku, Azerbaijan, și Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite. Cu ceva timp în urmă și-a încheiat activitatea și secția de votare din New Delhi, India. Referitor la Abu Dhabi, secția de votare 38/24, trebuie să menționez faptul că la ora 18:55, ora locală din Emiratele Arabe Unite, au fost epuizate cele 500 de buletine de vot distribuite pentru acest scrutin. Însă trebuie să menționez faptul că în primul tur de scrutin și la referendum republican din 20 octombrie, la această secție au votat 277 de alegători. La momentul de față, cetățenii noștri votează activ în secții din România, Italia, Franța, Germania, Marea Britanie și Federația Rusă. Trebuie să remarc faptul că, reieșind din prezența sporită la urne, în unele secții de votare, numărul buletinilor de vot s-ar putea epuiza înainte de închiderea secțiilor de votare. Astfel, îndemnăm cetățenii noștri să meargă și să exercite dreptul la vot la cea mai apropiată secție de votare, unde este disponibil un număr mai mare de buletine de vot. Pentru facilitarea acestui proces, ar putea fi utilizată aplicația diaspora.cet.md. De asemenea, vreau să menționez că în cazul în care către ora 21, când ar trebui să se închide secțiile de votare, vor mai fi alegători care se aștepte să-și exercite dreptul la vot, biroul electoral al secției de votare va putea decide prelungirea activității acestei secții cu încă 2 ore. Doamnă președintă, stimați colegi, precum a fost menționat, într-adevăr, în unele orașe din Germania, Marea Britanie și România, autoritățile locale au fost alertate că unele secții de votare sunt minate.
Totuși, serviciile specializate din statele respective au pus în aplicare protocoalele pentru situații de alertă și deja au finalizat controlul antiteror, anunțând că alarmele respective au fost false și, precum au menționat și Ministerul Afacerilor Externe, scopul acestor alerte a fost să oprească procesul de votare. Domnule Cam Martin, asta ce am... vis-a-vis de secția din Liverpool, totuși că erau mai multe propuneri, dacă este posibil să fie reamplasată sau totuși a sistat activitatea? Vă mulțumesc pentru întrebare. Într-adevăr, biroul electoral din Liverpool s-a deplasat în orașul Manchester și urmează să organizeze secția de vot în termenii prevăzuți de legislația națională, în așa mod pentru ca cetățenii din acea regiune să poată vota la secția reamplasată. Vă mulțumim. Vă mulțumim pentru aceste informații și, de asemenea, le mulțumim colegilor pentru că fac tot posibil să asigure condițiile sigure, optime pentru alegătorii noștri ca să-și exercite dreptul la vot. Așa cum s-a menționat, în aceste alegeri, în acest al doilea tur al alegerilor prezidențiale, avem un record de participare din partea alegătorilor noștri în diasporă. Din 2010, când pentru prima dată s-au organizat secții de votare peste hotare, deci este cel mai mare număr de participare. Revenind în țară, la circumscripțiile cu cea mai înaltă prezență la vot rămâne a fi Dondușeni, unde până la această oră se atestă o rată de participare de peste 50%, este comparabilă cu media pe țară, unde avem un 52% participare. Circumscripția cu cea mai joasă prezență este Cantemir. Până la moment, la urne s-au prezentat doar 37% dintre alegătorii înscriși în listele electorale. În municipiul Chișinău și-au exercitat dreptul la vot până la această oră peste 53% dintre alegători. În municipiul Bălți avem înregistrată o participare de peste 50%, iar în unitatea teritorială autonomă Găgăuzia, peste 49% participarea. În secțiile de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului s-au înregistrat până la această oră o prezență totală de peste 24.000 de alegători. Cea mai mare prezență este înregistrată în continuare în cele trei secții din orașul Varneța, unde până la moment au votat 2.200, 2.000 și respectiv 1.900 de alegători. Alături de noi sunt colegii din consiliile electorale de circumscripție din teritoriu și îi rog pe fiecare din ei să ne relateze despre care este acum atmosfera acolo în la Bălți. Începem cu doamna Colesnic. Deci dacă ați avut incidente majore, care este rata de participare și dacă scrutinul s-a desfășurat în condiții optime. Bună seara, colegi! Bună seara tuturor cetățenilor din Republica Moldova! Până la această oră, alegerile prezidențiale turul 2 în circumscripție electorală Bălți decurg fără incidente majore. Deci, începând cu ora 7 dimineață, fără întârziere, s-au deschis toate cele 60 secții de votare la care funcționarii electorali inferiori își exercită atribuții la nivelul cerințelor legale. Cum ați menționat, doamnă președintă, până în prezent, până la ora actuală, în municipiul Bălți au votat peste 50% alegători. Și cu părere de rău, au fost înregistrate pe parcursul zilei, începând cu ora 15:30, 4 incidente. Totodată aș vrea întâi de toate să vorbesc despre faptul că la secțiile de votare sunt prezenți reprezentanții partidelor politice,
confirmați în total, constituind pe circumscripție electorală 85 de reprezentanți. Astfel, fiecare secție de votare este monitorizată de către 257 observatori naționali și internaționali înregistrați pentru turul 2 de scrutin. Respectiv, vreau să vorbesc despre incidentele care au avut loc. Au fost înregistrate în total 4, dintre care 3 incidente sunt legate de fotografierea buletinelor de vot, dintre care un incident nu s-a adeverit, adică nu constituie contravenție. Restul cazuri au fost documentate de către Inspectoratul de Poliție Bălți și persoanele care au săvârșit contravenția vor fi trași la răspundere contravențională. În rest, alegerile în continuare decurg într-un ritm normal. Careva probleme ieșite din comun nu au fost înregistrate. Mulțumim, doamna Colesnic. În continuare, o rog pe doamna Nițulaș, președinta Consiliului Electoral de Circumscripție Dubăsari. Pe teritoriul respectiv aveți și 6 secții de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului. Cred că vă veți referi la secțiile de votare atât din circumscripția Dubăsari, dar și dacă au fost înregistrate incidente referitor la secțiile de votare deschise pentru alegătorii din stânga Nistrului. Bună seara, stimați membri ai Comisiei Electorale Centrale și tuturor celor prezenți. Cu referire la desfășurarea alegerilor prezidențiale turul 2 în circumscripția electorală Dubăsari, vă comunic următoarele. La ora 7 au fost deschise toate secțiile de votare, 14 secții de circumscripția Dubăsari. Au fost dotați cu toată tehnica necesară cu referire la desfășurarea alegerilor prezidențiale. Careva incidente majore pe acestea 14 secții nu s-au înregistrat. Cu referire la participarea alegătorilor, la ora 19.00 avem o prezență în număr de 12.904 alegători, ceea ce reprezintă 45% din populația raionului cu drept de vot, ceea ce a semnificat o creștere față de scrutinul turul 1 de la alegeri. Ceea ce țin de secțiile de votare din stânga Nisului, pe teritoriul raionului Dubăsari avem 6 secții de votare. S-a testat o creștere semnificativă de prezență a alegătorilor la secțiile de votare, dintre care la 3 secții, care 2 sunt situate în localitatea Cocieș și o secție de votare în localitatea Doroțcaie. Incidente majore în colaborare cu Inspectoratul Poliției Dubăsari au fost înregistrate 8 incidente, dintre care majoritatea sunt pentru transportarea alegătorilor la secțiile de votare, un incident fotografierea buletinului de vot și careva au fost cu încălcarea dreptului de vot. Atât a vă comunica. Mulțumim, doamnă Nițulaș. Și de la Nisporeni, domnul Mura, de asemenea, ne va relata care este situația de moment, dar și dacă au avut pe parcurs anumite situații ieșite din comun. Bună seara, stimați membri Comisiei Electorale Centrală. La Nisporeni menționez că la ora 7 au fost deschise toate secțiile de votare, pe careva probleme cu sistemul sau cu internetul n-au fost. S-au deschis toate fără nicio problemă. Deci, la moment, rata de ieșire a alegătorului la vot constituie mai mult ca în primul tur. Avem undeva peste 21.000 de cetățeni care s-au exercitat dreptul la vot. Față de primul tur au fost 20.000. Deci, am avut 3 incidente cu privire la tentativele de fotografiere a buletinilor de vot. Aceste cazuri au fost documentate și stopate la moment. Deci am avut totuși o mânsune de la Inspectoratul de Poliție că părintele a sunat pe copil și a spus că în Tel Aviv se dau bani în jurul la 300 ceva de euro pentru a-și exercita votul pentru un anumit candidat. Deci poliția a semnalizat cazul, dar l-a pus la evidență, nu știu cum va fi de corect, mai departe examinarea lui,
dar aceasta este. Alegerile sunt monitorizate de către 65 de reprezentanți al concurenței electorale. De asemenea, avem observatori, 94 de observatori naționali și internaționali în teritoriu. La moment, procesul electoral și votarea merge în ritm normal, deci așteptăm finele zilei pentru a face bilanțul. Aceasta este. Alte incidente, alte informații nu dispun. Mulțumim, Lemura, mulțumim colegi și le mulțumim și observatorilor care sunt în teritoriu și monitorizează îndeaproape procesul și procedurile care sunt desfășurate la nivel de secții de votare și consilii de circumscripție. Referitor la sesizările care au parvenit în adresa Comisiei Electorale Centrale, am avut înregistrate în scris două adresări. Una se referă la agitație electorală pe rețele de socializare, iar alta ține de transportarea organizată a alegătorilor. De asemenea, amintim că pe parcursul zilei de astăzi și-a desfășurat activitatea centrul de apel și de asemenea o va face până la închiderea tuturor secțiilor de votare. Am înregistrat acolo peste 800 de adresări din partea alegătorilor. Acestea se referă în mare parte la procedura de vot, la adresele secțiilor de votare, actele cu care se votează și alte momente legate de modalitatea de votare a studenților sau a persoanelor care nu au înregistrare la domiciliu. Și cu referire la informațiile furnizate de către Inspectoratul General de Poliție, se constată în total 191 de cazuri de încălcări sau incidente. Dintre acestea, iarăși pe primul loc, se află încălcări privind fotografierea buletinelor de vot. Avem 61 de cazuri până la acest moment. Au fost perfectate 27 de procese verbale. 29 de cazuri țin de agitație electorală interzisă, 25 situații de bănuială rezonabilă de corupere a alegătorilor, 20 de cazuri, iarăși cifra este în creștere, privind transportarea organizată a alegătorilor, alte 7 cazuri de afișaj electoral neautorizat, 7 cazuri de încălcare a dreptului la vot, 6 cazuri de deteriorare a buletinelor de vot, și alte 30 de cazuri privind încălcări ale procesului electoral. Pe final, amintim alegătorilor că pot să-și exercite dreptul la vot până la ora 21:00. De asemenea, este necesar să amintim că birourile electorale pot prelungi programul secțiilor de votare atunci când sunt motive obiective, cu până la 2 ore, astfel încât toți alegătorii să-și poată exercita dreptul la vot. Îi încurajăm pe toți cei care încă nu au ajuns la secția de votare aceste 2 ultime ore să profite de ele și să-și manifeste opțiunea în turul 2 al alegerilor pentru funcția de președinte al Republicii Moldova. Alegerea fiecăruia dintre noi contează. Vă mulțumim pentru atenție și vom reveni la ora 22, când va fi făcută următoarele declarații, dar și vom putea urmări deja primele rezultate prealabile.